Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în berbec, etalare pentru ianuarie 2022. De câte ori a trebuit să mă corectez în timp ce am amestecat cărțile, să mă obișnuiesc cu 2022. Tocmai mă obișnuisem să spun 2021, acum s-a schimbat numărul, în fine. Dragii mei, hai să nu mai stau de vorbă, că oricum sunt într-o ușoară, nesemnificativă întârziere. Dar totuși, hai să vedem cu mesajele generale, energia generală. Nu pot să stau să vă amestec cărțile în față, pentru că nu pot să stau într-o anumită poziție. Cine nu are încredere, chiar vă invit să nu mai ascultați. Dacă nu aveți încredere, nu are rost să mai ascultați nimic. Dacă aveți încredere, ascultați și primiți niște mesaje din orice se poate învăța, da? Din orice. Că rezonează, că nu rezonează cu voi și vă face plăcere și aveți încredere să ascultați, ascultați, pentru că întotdeauna în orice este o lecție de viață care merită asimilată. Măcar în avans sau post, eu știu, alte situații de viață. Energia generală pentru berbeci. Sper că să fie... nu pot să o ridic. Doi de aer, îmi pare foarte rău, trebuie chiar, uite, chiar trebuie să mă... Nu pot să mă aplec. Au picat două cărți jos. O să-mi trebuiască cel puțin o jumătate de oră să le ridic. Așadar, trebuie să mă luați pe încredere. Doi de aer și opt de aer. Chiar nu pot. V-am zis că am niște probleme de sănătate zilele astea și nu pot să mă aplec. Doi de aer înseamnă că... Alegeți. Și totuși o să mai vreau să mai iau încă o carte și vedem cum se așează cărțile. Doi de aer înseamnă o tăcere, da? Să înseamnă cele două spade pe care le-ați văzut adesea și în alte seturi de cărți, chiar dacă în acesta este reprezentat altfel. De obicei o persoană cu două spade încrucișate, într-o poziție de negare sau mai bine zis de blocare a unor alte energii, tocmai ca să mediteze, să aleagă în liniște. Să aleagă în liniște ceva. Dintre cel puțin două variante, evident. Interesant că a venit acest doi despre care o să vorbesc la simbolistica anului pe care îl vom trăi împreună. Dar cu doi de aer și cu opt de aer, care înseamnă blocaje mentale, o cușcă mentală, o programare mentală, obsesie sau senzația că nu merge nimic și nu găsi soluții. Simt că acest 2 de aer și 8 de aer, vă rog frumos să vă imaginați aceste cărți pe care le-ați văzut adesea și la voi în etalări și la colegele mele sau pe cine mai ascultați voi. Face parte din acest proces de alegere. Din acest motiv vreau să mai aleg încă o carte, pentru că aveți cel puțin două subiecte la care trebuie să meditați. 8 de aer, 2 de aer, mai... interesant. Interesant. Ceva asemănător a mai apărut în timp ce am amestecat cărțile. Nu același format, dar tot cărți foarte pozitive și emoționale. Aici a apărut, ar fi vrut să apară o carte, dar le las. Că fac parte din acel proces de alegere. Ori alegeți să stați în 8 de aer, în acel blocaj mental, că nu găsiți soluții, că v-a dezamăgit cineva, că nu puteți să mergeți mai departe, că nu găsiți, eu știu, rezolvare la eu știu ce situație, da? Că vă simțiți legați de o poveste, de ceva negativ sau, repet, pentru că este doi, da, sunt două, sau vă deschide sufletul, îmbrățișați în primul rând vindecarea voastră și o nouă dragoste. Dacă e vindecarea voastră, vă aduce dragoste mai devreme sau mai târziu sub forma lui 10 de apă. 8 de foc, comunicarea la distanță cu cineva. 6 de foc, iar o victorie. Dorința de a merge mai departe, eventual înspre un personaj. Regina de apă, nu mai zic musai să fie semn de apă, că eu ca și semn de apă nu mă manifest tot timpul sub regina de aer, pot să fie și regina de spade oricând, sau de foc, sau de pământ, da? De-aia zic, nu vă fixați pe zodii. Ideea este că
unii dintre voi alege să mergeți, repet, înspre vindecarea voastră, înspre manifestarea unei stări de euforie, da, de ce nu? Euforie după drama și acel 8 de spade și 9 de spade pe care o să vi-l arăt mai devreme, care vine, da? Prin care ați trecut o serie dintre voi, berbecuțe, berbeci, știu și berbeci și știu și berbecuțe care au trecut prin mari suferințe în ultima vreme. Deci ideea este că alegeți să îmbrățișați această perlă, s-o ține strâns lângă voi, această perlă fiind voi, transformarea voastră prin suferință. Știți cum apare perla, da? Printr-o mică crăpătură, accidentală sau evident neaccidentală, soarta, destinul, face ca nisipul să intre în scoică. Și scoica produce această perluță ca și rezultat al transformării. Scoica moare, dar se transformă în această perlă de o deosebită valoare. Aici este ceva din voi posibil s-a dus în acea suferință. Dar ați pierdut eventual și o parte negativă a voastră care poate să se transforme sau permite, mai bine zis, să nască o altă latură pozitivă, sensibilă, emoțională, frumoasă a voastră, pasională, cu potențial de succes. Într-o anumită dimensiune, într-un anumit departament al vieții voastre. Da, interesant. Le las așa. Dar prima ar fi eventual asul și 10 de cupe, primele ar fi de reținut în mod special, dar vedem cum se așează și restul cărților. Interesant, fantastic! La capătul setului de cărți, regele de apă și cât? 6 de apă și asul de spade. Asul de spade înseamnă o înțelegere a unor lucruri despre care pe care nu le înțelegeați cu acel 8 de aer. Este o victorie mentală cu regina de aer. Vă rog frumos, nu confundați zodiile. Repet, nu vă fixați, dacă a apărut o regina de aer, nu vă fixați pe reprezentarea unei anumite zodii. Repet, regina de aer e o persoană înțeleaptă cu această bufniță. Încet, încet, mesagerul de pământ, da? Este o călătorie a voastră, da? Încet, încet ați ajuns să vă descoperiți o latură înțeleaptă prin acea suferință. Și aici este victoria mentală și o victorie mentală și emoțională. Pentru că odată cu această înțelepciune, sunteți capabili, unii dintre voi deschiși, să vă îmbrățișați sufletul altfel, să-l înțelegeți, să-l oblojiți, interesant, că aici parcă cineva care îi este dor. Vă este dor de cineva. Într-adevăr, vă este dor, v-a fost dor. Dar cel mai important este să învățați să vă iubiți pe voi, astfel de cupe, 10 de cupe, și să atrageți oameni care nu vă mai fac să suferiți cum ați suferit până acum și care manifestă dragoste. Și care manifestă dragoste și compasiune, empatie, înțelegere față de voi și de sufletul vostru. Ce-a vrut să se arate iar? 9 de spade. Am văzut a picat jos 8 de aer. 8 de spade, cu alte cuvinte. Deci, oarecum, are legătură, da? 9 de aer și 9 de monede. Sunt multe variante. Unii vă puteți găsi în toate, alții doar în câteva. Persoană independentă care are probleme de sănătate. Persoană independentă care își face griji pentru un subiect, eventual pentru cum să fie în cuplu, deși în general 9 de aer nu prea își bate capul cu chestia asta, poate sunt alte probleme care apar. Sau pot să fie două persoane diferite, una la pat, alta care e bine mersi și se bucură de viață. Dacă sunt două persoane diferite, da, mare grijă să nu se manifeste oarecum invidia, gelozia, că celălalt e mai bine. Dacă e una și aceeași persoană, vedeți, n-aș vrea să aveți probleme de sănătate, poate e altcineva care până acum v-a inspirat, o persoană puternică care în acest moment are probleme de sănătate. Sunt multe, multe variante. Vedeți unde vă găsiți, la capătul setului de cărți, 7 de monede. Ah, scuze, pentru unii,
să mai adaug la mesajele care am spus. Pentru unii dintre voi, vă stresați foarte mult, nu stați uneori noaptea să dormiți, vă gândiți cum să fiți independenți. Unii care poate sunteți mai tineri și depindeți de părinți, de, eu știu, de alte situații, cum să fiți independenți. Și pentru acest lucru trebuie să așteptați, să fiți precauți, să știți unde să investiți, da? Pentru că a fost undeva într-un trecut o stare de impulsivitate a voastră sau altei persoane care a generat acele suferințe. Hai să amestecăți. E interesant cum apare, ia uitați. Vedeți temperanța, vindecarea în continuare. Hai să vedem. Și am zis că să încerc să fiu atentă când amestec să nu pice cărțile, dar uite, au sărit. Ați văzut uneori. Mai și sunt năstrușnice. Berbecuți, berbecuțe, soare, lună, Venus, ascendentul, lună, dăm berbec. Ianuarie 2022, da? 22. Hai să vedem. Central. Mai. Sufletul vostru. Pentru unii, dacă vreți să spuneți că în sufletul vostru vă gândiți la un capricorn, treaba voastră. Dar aș scăpa prea ușor și aș fi prea superficială dacă aș vorbi doar despre asta. În sufletul vostru este încă acel stres. De-aia a apărut, repet, doi de aer. Cum să fac? Ce să fac? Să vă filmez? N-are rost să filmez. Doi de aer. De-aia trebuie să alegeți. Vedem cum se vor mai așeza cărțile. În sufletul vostru o să și clarific ce acest diavol. Dar e un exces de ceva. Și dacă este emoție, un exces emoțional, e o intoxicare emoțională. Dacă ar fi frumos să fie varianta asta, pentru că mai sunt și altele. Sufletul vostru are tendința de a deveni dependent de niște lucruri. Nu e cea mai frumoasă energie cu care ia extraordinar. Exact ce urmează să vorbesc la numerologia anului 2022. Aveți de ales între energia karmică și energia dharmică. Ce vreți să manifestați? Varianta voastră negativă sau varianta voastră pozitivă? În ce vreți să stați? În blocaje mentale, în stres, în traume, la 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 la? Sau în vindecare, asul de cupe și vindecare care atrage sufletul vostru, pereche, flacăra voastră, geamănă pentru cei mai norocoși, da? Și în primul și în primul rând, echilibrul vostru interior, masculinul și femininul, varianta lor pozitivă. Nu masculinul și femininul pe care toți le avem, varianta lor negativă. Foarte, foarte interesant. Undeva în depărtare, 5 de monede, în depărtare, adică într-un trecut. De monede. V-ați simțit abandonați, ați suferit. Poate ați avut și probleme de sănătate, probleme de cuplu, acelea karmice în care trageți împreună ca cine să zic? Ca la joc. Cine trage la joc? Că nu vreau să zic cuvântul, da? Oamenii trag ca la joc într-o relație și zic așa e normal, că toată lumea face așa și atunci e o relație normală, nu noi normală. În ultima vreme, male preot, asta e foarte frumos, interesant, vedeți cum se aleagă oarecum. Fiind prima zodie, poate într-un fel sau altul, nu că într-un fel, în general, mai ales dacă aveți ascendent în berbec, manifestați toate zodiile în poziția lor. Și atunci, foarte interesant cum a apărut în trecutul îndepărtat și apropiat cinciu. Cinciu de care scăpăm acum, 2021, de care am scăpat, să zicem, ca și variante, deși încă mai vibrează, și ați intrat direct pe 6. Dar mare grijă, pentru că sunteți oarecum pe o direcție greșită și aici e provocarea. Trebuie să alegeți, dragii mei. Mare, mare grijă ce direcție alegeți. Sper să mă fac cât mai repede bine, să vă fac acel video, trebuie să fiu în fața voastră, să vă explic simbolistica anului foarte complexă, 2022. Eu o văd, dacă vedeam, bine, am văzut și anul trecut ceva, puteți să ascultați despre simbolistica anului trecut, la numărul 5, este în playlist. Dar acum văd mult mai multe dimensiuni și posibilități. Deci în ultima vreme a apărut male preot. Puteți să fiți căsătoriți unii dintre voi, poate. Nu toți, evident. O să clarific, dar simt
că aceste probleme prin care ați trecut v-au făcut să fiți mai aproape de Dumnezeu într-o formă sau alta. Știu că berbecii pot să fie foarte credincioși. Sunt și berbeci foarte credincioși, sunt și atei, dar sunt și credincioși. Rămâne de văzut cum veți manifesta această latură spirituală. Poate că în ultima vreme v-ați conecta la un profesor, la un ghid, la un consilier, la un personaj care v-a ajutat să vă regăsiți verticalitatea. Ar trebui, repet, să clarific, să dau mai multe informații despre acest mare preot, dar văd iar o opoziție 5 și 5, da, și 6 și 6. Varianta negativă, să zic, a lui 5, acea relație karmică sau acele probleme, abandonul, orgoliu, mândria, obsesia, dorința de răzbunare poate să fie, că ați fost abandonați, da? Și aici este iertarea, înțelegerea, înțelepciunea. Vedeți? Vedeți cum s-a așezat? Este minunat. Deci, nu știu, ați început într-o logică foarte bine exprimată. Hai să vedem și restul cărților. În prezent, 4 de cupe, încă sunteți supărați, dar apare acea oportunitate, aici este înțelepciunea, o alegeți sau nu alegeți? Asul de cupe e aici, ia uitați-le și aici. Depinde de voi dacă rămâneți în această energie negativă sau primiți energia bună care vine. Poate să vină sub multe forme, nu vă fixați doar pe o mare dragoste, sau poate să fie o prietenie, o discuție cu cineva, cu 8 de foc. Poate să fie discuție la distanță cu cineva care vă inspiră, vă alină, vă susține. Eventual puteți și voi să faceți acest lucru pentru că aveți o oarecare experiență într-un domeniu, da? Experiență care, teoretic, cum am spus mai devreme, trebuie să vă fi căpătat înțelepciunea. Am vorbit despre Regina de Aer. Aș vrea să manifestăm cărțile altfel, nu atât de minimalist, doar cu zodii, cu o persoană în zodia de aer. Nu, e stupid. Un viitor. Apare echilibru. Interesant cum am pus eu cărțile, dar le las așa cum au venit, înseamnă că așa trebuiau să fie. În viitor apare echilibru. Vă veți echilibra. Până la urmă, sper din tot sufletul, unii dintre voi, cei mai mulți aș vrea să fiți, care veți alege această cale. Nu musai îndrăgostiților de o cale a dragostei, a dragostei față de voi, stimei față de persoana voastră și de cei din jur, să-i vedeți ca pe niște creații divine în care nu vă puteți permite, chiar dacă ei vă rănesc, să manifestați ranchiună, ură, răzbunare, pentru că știți că sunt niște creații divine care încă poate nu au evoluat într-o anumită poziție și trebuie să le dați timp și în primul rând iertare. Echilibru. Dacă primiți această cupă, multe șanse să vă echilibrați în această cupă, să vă umple sufletul golit de acest diavol, de această energie toxică. Nu mai spun cum a fost mișcarea, dar așa a fost să fie. Mulțumesc, Doamne, ia uite. Sfatul 10 de spade. Adică, încheiați, doamnelor, această energie, încheiați cu această suferință, cu boală. Poate unii ați avut și probleme de sănătate sau ați avut oameni în preajmă. Și acesta v-a învățat să... Au fost lecții puternice. V-a învățat să credeți. Credința lor v-a învățat și pe voi să credeți. Vedeți, sunt multe lucruri, multe feluri. Vezi un om suferind care încă speră să trăiască și atunci nu înveți de la el? Foarte interesant. Deci sfatul 10 de spade. Dar o să mai clarific. Da, știm că pentru unii au fost semne de aer care v-au trădat, s-au simțit ei trădați, v-au simțit voi trădați. Nu stăm acum să argumentăm care, cine, ce a trădat și cum a trădat. Ideea că această energie toxică încă e în sufletul vostru și apare ceva nou. Ia că am ridicat și un pic vocea. N-a fost dorința mea, n-așa a ieșit. Vai, ce frumos!
Mai, femeia divină, exterior, repet, nu vă fixați pe Taur și pe balanță, ar fi, nu știu, odios îmi venea să zic, dar poate e prea exagerat. Ar fi penibil, să fixăm o vibrație atât de înaltă pe niște zodii care pot foarte bine să se manifeste negativ. Nu. În primul și în primul rând, este energie feminină foarte înaltă. Exterior. Poate să fie chiar personajul care vă oferă această cupă. Într-o formă sau alta, repet, poate să fie prietenie, un mesaj frumos, o glumă, nu știu, o imagine frumoasă care vă inspiră, că acum mai trimitem și imagini fără să mai scriem nimic. Ceva frumos care alină sufletul. Și aici e provocarea, ce alegeți? Energia aceasta frumoasă, femeia voastră divină, bărbatul divin care eventual e într-o energie feminină înaltă, sau această energie toxică. De ce vă e teamă? De faptul că cineva vă spionează, poate. De imaturitate în comunicare, în gândire a cuiva, poate. Valetul de spade. De niște vești ar putea să fie. Dar nu vă mai stresați. Ce vă doriți? Să vă eliberați de negativitate. E drăguț. Dacă vă doriți așa ceva. 8 înseamnă transformare. 8 merge către 9 și 9 atrage 10, da? 9 și cu asul de cupe, care oricând poate să vie în jurul vostru, atrage 10. Sau cupa voastră, sufletul vostru vindecat cu încă o cupă, atrage 2. Interesant. Ce reușiți să faceți? Să vedeți lucrurile dintr-o nouă perspectivă, să găsiți o inspirație, poate pe calea visului, spânzuratul, casa 12-a peștilor, pe calea viselor, într-o stare de meditație, poate faceți yoga, nu trebuie musai să stați în cap sau în cine știe ce poziții ciudate ca să faceți yoga, pur și simplu. Înțelegeți lucrurile, de ce a trebuit să vă sacrificați, de ce a trebuit să. Mare lucru de reținut. Sacrificiul se face pentru cei care îl apreciază. O să vorbești despre asta. Iisus nu ne-a învățat să ne sacrificăm pentru ticăloși, mitocani și oameni răi. Nu, El nu s-a sacrificat pentru aceia. El s-a sacrificat pentru noi, cei care vrem să ne manifestăm iertare și să creștem spiritual. Pentru aceia. 5 de cupe. Și regina de bote. Aici sunteți voi. Ah, ce frumos! Ce înseamnă să mai tragi cu coada ochiului? Bine, regina de bote și regina de cupe. Și am văzut aici asul. Ia uite, regina de cupe este aici, în acest set de cărți, care a venit, repet, a doua oară, ca și variantă de alegere, ori una, ori alta, ori grijile, stresul, cum am văzut, 8 de spade, 9 de spade, 10 de spade, pe care sunteți sfătuiți de tarot, de univers, să le eliberați, da? Ori una, ori alta, ori această energie, un personaj din viața voastră vine să vă aline, poate a fost între voi tăcere, poate voi ați trecut prin foarte multe experiențe, voi sau ei. Chiar am luat legătura cu cineva născut în zodia berbecului, care a trecut printr-un doliu. Da? Și această legătură, să zic, eu acum vă confirm ce mi s-a întâmplat mie, acum vedeți cum se manifestă la voi, pentru că se pot manifesta aceste energii în multe feluri. Deci stagnarea care a existat într-o relație de, eu știu, prietenie, ce-o fi între voi și cineva, stagnarea care a fost datorită unor probleme. Acum, că ei au pierdut, că voi ați pierdut în această perioadă, poate că nu mai contează. Contează cel mai mult faptul că două persoane pot manifesta varianta lor cea mai înaltă, acum, după ce au înțeles suferințele prin care au trecut. Regina de cupe,
pentru unii dintre voi această regină de cupe, iar e o energie feminină. Poate să fie și un bărbat cu compasiune, înțelegere, psihologie, tandrețe, romantism, poate să fie și un bărbat în energia sa feminină, dar în mod special este o femeie. Dacă sunteți, gândiți-vă și la varianta că poate aveți o prietenă sau o mamă sau sau o soră sau, eu știu, un consilier, cineva care vă inspiră, poate nici nu ați cunoscut persoana față în față. E un personaj care vine și vă alină, regina de băte, și vă dă energie și vă inspiră. Și uite așa, într-o formă sau alta, se manifestă această temperanță. Interesant. Iuc. Da, acolo, frumusică. Asta, dacă reușiți, într-adevăr, să faceți ceea ce vă doriți. Să lăsați, să vă îndepărtați de cei care v-au făcut să suferiți. Iau-te-ți. 10 de spade, 8 de cupe. Setul, capătul setului de cărți, aveți putere. Vă transformați, dar vedeți, transformarea asta nu se întâmplă peste noapte, nu e turnul. 8. Trebuie să treceți iar, să retreceți. Să recapitulați periodic niște experiențe ca să căpătați putere, să știți că la film, uite, regele și regina de monede. E un cuplu care nu se vede față în față. Dacă a fost o atracție între voi și cineva care deja era căsătorit, situația respectivă V-a transformat. Este puțin spus, dar voi înțelegeți ce vrea să spună asta, mai ales când ai de-a face cu un personaj care este oarecum căsătorit. Zic oarecum așa, ca să mai glumesc, dar asta e. Clarificăm, te rog frumos, pentru berbecuțe și berbecuți, diavolul. O dată, să nu mai sari de două ori. Asta vrea să iasă de trei ori. Ia uite, 5 de băte. În primul și în primul rând sunt conflictele. Concurența. 5 de băte este destul de agresiv, este bătăios. Orgoliu cuiva. Un orgoliu foarte mare. Dorința de a câștiga, dorința de a avea. Da, avea putere. Cinci de bute. Și diavolul. O energie combativă foarte agresivă. Diavolul accentuează agresivitatea acestui cinci. Cinci pentru mine în acest context, cinci de bâte reprezintă Marte. Marte care vă guvernează. Pentru că se bate, e bătăios. Și alături de acest diavol, o energie combativă extrem de agresivă. Că ea unei persoane, că este a voastră, o latură a voastră, e normal să aveți mai multe aspecte. Nu, eu nu stau să judec acum. Și eu pot să fiu foarte bătăioasă dacă e nevoie, da? Chiar să și bat cine mă deranjează, dacă chiar ajung acolo, e nasol. Deci, nu e o chestie de care trebuie totuși să ne fie jenă. Jenă ar trebui să fie când se manifestă în exces. Dar, aici este, e o provocare. Poate să fie acest diavol un șef la locul de muncă, care trebuie tot timpul să fiți în argumente, să le demonstrați una sau alta. Poate să fie dorința cuiva de a răzbate în carieră, da? Și de a călca tot în picioare. Versus colaborare versus comunicare blândă, inspirată, elegantă. Mai dăm o carte pentru acest diavol și cinci de bâte odată, de două ori.
de 3 ore. Ia uite luna. Poate să fie o energie de care vă este frică, pentru că luna reprezintă emoții negative, situații de care ne... De fapt, nu situații. O stare de frică. Poate vă este frică de acest personaj, de această energie, de o latura voastră, dar, repet, și-a ținut-o în secret. E undeva în sufletul vostru și trebuie combătută. Că tot apare 5 de monede, care înseamnă... Da? Trebuie combătută această frică, eventual. E o luptă, în primul și în primul rând, o luptă în sufletul vostru. Luna reprezintă sufletul, da? Și a apărut chiar pe suflet, cartea centrală, da? O luptă în sufletul vostru, cu niște frici, cu niște traume, pot să fie vechi, din copilărie. Dar, în primul rând, au fost... triggered, da? Au fost declanșate de momentele în care v-ați simțit abandonați de anumite persoane. Poate să fie și la locul de muncă, nu neapărat în familie sau între prieteni, vedeți, dar, dragii mei, toți suntem trădați. Și suntem trădați tocmai ca să învățăm niște lucruri. Și unii învață, alții nu învață. Și aici este provocarea. Alegeți, ce alegeți? Energia toxică sau energia benefică? Posibil, dacă simțiți că nu rezonați, că nu ați descoperit, să zic, această latură, rămâne de văzut, pentru că nu toată lumea meditează atât de profund să-și vadă și latura pozitivă și negativă. Se văd într-o anumită imagine. În fine, nu comentez asta prea mult. Posibil, în sufletul vostru, țineți ascuns această... acest conflict față de o persoană care e un conflict interior, știți că e toxic sau toxică persoana și nu v-ați vindecat. Nu întâmplător apare 10 de spade. Nu v-ați vindecat de acea situație. Vă întrebați aici conflictul interior. De ce vă mai gândiți, de ce mai simțiți pentru acea persoană? Simțiți acum, trebuie să înțelegeți de fapt ce simțiți. Pentru că e o confuzie, luna e o confuzie. Poate aveți impresia că iubiți necondiționat, dar de fapt nu iubiți. Este altă emoție pe care încă nu o distingeți. De aia trebuie să aveți mare grijă ce alegeți și cum alegeți să vă manifestați. Pentru unii dintre voi, posibil să fie luna ține și de energie maternă. Ce vă spune acest mesaj? Evident că va varia în funcție de om, de cine ascultă. Pentru unii, există o influență negativă și din partea mamei și a tatălui. Capricorn. Diavolul reprezintă Saturn. Saturn reprezintă persoane autoritare, mature, tată, bunic, unchi. Vedeți cum decriptați acest mesaj. Pentru că e foarte important. Asta, odată rezolvată și înțeleasă și vindecată cu Regina de Cupe, cu echilibru și cu credința pe care trebuie să o manifestați în continuare, nu doar în ultima vreme, da? Veți putea trece de această mare provocare și manifesta îndrăgostiții.
Da, hai să vedem 4 de cupe, de exemplu, da? De 2 ori și de 3 ori. Ah, ce frumos! Vedeți ce a venit? A zis că cineva vă oferă astfel de cupe, vine de 2 ori. Și ea trebuie să spun. Da, e dreptul vostru, e frumos, ar fi minunat dacă ați visa la o nouă dragoste, pentru că visând, dorindu-vă ceva nou, frumos, tandru, blând, care să vă aline, puteți să manifestați acest lucru. Ca să intrați în această stare, trebuie să lăsați în urmă cupele goale și să vă ridicați. Să lăsați și să încheiați acest ciclu. Să nu mai stați în preajma oamenilor, nu doar să stați, să vă gândiți. Aici este o luptă în sufletul vostru cu o adicție toxică față de cineva. Și atunci, în prezent, aveți asul de cupe și 4 de cupe. Poate voi oferiți cuiva o cupă, tocmai pentru că ați trecut și voi prin situații neplăcute și acum înțelegeți, știți ce e aia. Poate altcineva. Dar e frumos. Asul de cupe. Și 4 de cupe. Frumos. Interesant, la capătul setului de cărți, roata norocului se schimbă energia. Ceva se schimbă, dar și voi repet, pentru că au apărut cărți de aer, 2 de aer, 8 de aer și acum sfatul este 10 de aer, toate țin de mental și emoțional. Mintea, aerul provoacă apa, aerul provoacă, sau mai bine zis, mintea, gândurile provoacă energiile. Dacă gândești negativ, n-ai cum decât să ai energii negative, emoții negative, da? Dacă gândim pozitiv, și emoțiile vor fi pozitive. Și aici este secretul. Ce era spânzuratul? Noua perspectivă, credința. Clarificăm 10 de spade. Sfaturi pentru berbecuțe și berbecuți odată. De 2 ori. De 3 ori. Și repet, 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 de câte ori pot. Asul de cupe, poate să fie și o prietenie, nu mă să ai dragoste. Mai 9 de cupe. Am zis că e o alternativă. Odată ce vă eliberați de gândurile acestea de trădare și luați acel as de spade, unde am văzut pe aici? Am văzut un as de spade? Ia uitați aici. Asul de spade. Ce este înțelepciunea la care trebuie să ajungeți? Regina de spade. Aici este. Înțelepciunea este că 9 de cupe, 8 de cupe și 9 de cupe, da? Dacă vă eliberați, ajungeți aici la 9 de cupe și veți atrage altfel de oameni cu altfel de vibrație. Ori mai fi teste, dar măcar e altă vibrație. Mai dăm împărăteasă o carte, o clarificare odată. De 2 ori. De 3 ori. E extraordinar. Fantastic. 10 de spade. 10 de spade a venit de 2 ori. Eliberarea. Da? Eliberarea. Poate, repet, pentru cineva, unii dintre voi, mama, soția, mama copiilor voștri, v-a adus multă suferință pentru unii dintre voi. Sau o persoană prea obsedată de frumusețe, iar de plăcerile lumești, trupești, iar v-a adus multă suferință. Dar mai există și varianta în care un personaj, o femeie sau un bărbat, cu vibrație înaltă, a trecut, dragii mei, așa simt că nu întâmplător apar îndrăgostiți, dar sufletele, v-am zis și la un moment dat, 2 de cupe, sufletele perechi, flăcările gemene, un personaj a trecut prin suferințe la fel de mari ca voi și vă poate inspira cum să ajungeți acolo, să rămâneți în dragoste necondiționată. Acest personaj a suferit foarte mult.
dar a ales, că tot am vorbit de alegeri, a ales calea iubirii. Aici este, aici este și este în stare să vă ofere acest as de cupe autentic, nu fals. Da? Vedeți? Eu așa văd cărțile. Dacă voi vreți să le vedeți altfel, este alegerea voastră, că întotdeauna manifestăm ceea ce alegem. Da? Haide, trandafir, stai acolo frumos. Interesant, la capătul setului de cați au venit îndrăgostiții. Deci acest personaj are de-a face cu această provocare. Îndrăgostiții înseamnă și alegere importantă în dragoste. Diavolul reprezintă și un fost o fostă. Și atunci, gândiți-vă. Da? Gândiți-vă. Clarificăm 8 de cupe odată. De două. Ah, nu pica. De două ori. De trei ori. 8 de cupe pentru berbecuțe. Deschidere, vulnerabilitate. E o carte emoțională oarecum. Puteți să fiți deschiși, repet, față de ce și să iertați și să... să vă bucurați de dragoste, de sinceritate, doar față de cei care sunt în această vibrație 9 de cupe, 8 de cupe, 9 de cupe. Sunt vulnerabili cu voi. Deci puteți să fiți deschiși cu cei care sunt deschiși, cu cei care nu sunt deschiși, n-are rost. Regina de cupe, iar apare regina de cupe. Interesant și tot spânzuratul. E o transformare între voi și cineva, o relație. Repet, poate să fie și prietenie. Ne dăm o carte pe acest 8 de cupe și deschidere odată. Să nu sare mai mult de atât. Ia. Invocare. Și regele de foc, puteți să fiți voi care vă doriți o schimbare de energie, vă doriți altfel de personaje, personaje cu pasiune, dar care știu să fie sinceri și vulnerabile când e momentul și, repet, cu care puteți să fiți și voi deschiși. Cartea aceasta spune că ați atras sau atrageți această vibrație frumoasă, înaltă, vindecătoare, dacă lăsați în urmă invocare, da? Dacă lăsați în urmă cupele goale, neîmplinirile, trageți altfel, vedeți un ocean, valuri de emoții, atrageți altfel de emoții. Clarificăm, te rog frumos, și spânzurată și cam atâtica. Am vorbit foarte mult. O dată, de două ori. Asta ar trebui să se arate. 9 de spade. Interesant. Ce? 9 de spade. De 3 ori. Și 9 de monede de bâte. Acest spânzurat reprezintă griji, probleme, care au stat... De fapt, n-au stat în calea voastră. N-au fost blocaje. Știți, în această carte... aparentele blocaje, aparenta stagnare, v-a făcut mai puternici, v-a făcut să creșteți ca un brad înalt. Și să reușiți să stați în picioare tocmai, să aveți tenacitate tocmai, pentru că ați trecut. Iar un 9 și 9, vedeți? Mai devreme a apărut 9 de monede și 9 de spade, acum 9 de spade și 9 de bâte. Da? Sunt lecții. 9 înseamnă Jupiter pentru mine și Jupiter e un profesor deosebit. Dar e mai blând decât Saturn. Saturn e chiar aici, sub forma diavolului. Aici este. Stați în picioare.
chiar dacă ați plâns, chiar dacă v-ați făcut probleme, chiar dacă ați trecut prin așa zisa stagnare necesară, stați în picioare, da? 9 de bâte, regina de bâte, și prin dragoste și alegeri din dragoste, alegeri din suflet și înțelepte, puteți să manifestați regina de bâte, varianta voastră frumoasă, înaltă, alături de oameni care vă înțeleg și vă susțin. Apa poate susține focul. Dacă ar fi doar foc fără apă, s-ar arde tot în jur. Dacă ar fi doar apă fără un pic de căldură, s-ar îmbiba, ar putrezi lucrurile, da? Deci, într-o formă sau alta, apa și focul dau bine împreună. Și aici este schimbarea de perspectivă la care și eu meditez de mult timp. De mult timp. Avem această fixație, vai, că doar zodiile de foc se înțeleg doar cu cele de nu mai știu de care, dar vei că știu de care, dar nu vreau să vorbesc, da? Nu, în primul rând, oamenii trebuie să se completeze. Și asta se vede într-o hartă astrală, într-o sinastrie și mai ales în dorința lor, ambilor, de a crește spiritual și de a se echilibra. Vedeți cum toarnă celălalt în acea, de fapt nu e celălalt, este Arhanghelul Mihail, da? Echilibrează niște cupe. Unul are prea plin, altul are prea gol, ca la 4 de cupe și astfel de cupe. Și trebuie să se producă întâlnirea și echilibru. Și atunci puteți să mergeți împreună. Vedeți că și aici este un semn de foc, într-o formă sau alta, da? Dar este cu vârful în sus. Este tinde către varianta superioară. Ca să nu zic divină. Că poate zic prea des divin. Asta e, asta sunt, așa zic, așa mă exprim, pentru că asta caut. Acum, hai să vedem sfatul. Berbecuțe, berbecuț odată. Da? Da, nu mai fac. Lasă să vină singur. Uite că a venit singur. Interesant. Am impresia că au venit cărți similare. Asta sigur a venit la Capricorn, că am făcut ieri. Practicați gratitudinea, recunoștința. Fiți recunoscători pentru experiențele negative care v-au învățat, nu pentru suferință în sine. E greu să fii recunoscător pentru suferință, ci pentru lecția prin care ați trecut. Practicați compasiunea, empatia, am zis, învățați la ceilalți să iertați și să fiți altfel. Și în primul rând, cum se manifestă iertarea? Prin faptul că nu păstrați ranchiună, nu, da? Și vă eliberați această energie toxică. Take a reality check. Aici este. Verificați și realitatea în care sunteți. Cu ce vă ajută să stați în această energie? E o energie toxică. Nu întâmplător, repet, a apărut la sfat 10 de spade. Inițial și 9 de cupe. Da? Eliberați-vă de suferință simplu și mergeți către dragoste față de voi înșivă. Dar de două ori apare, într-o formă sau alta, un personaj care a trecut prin la fel de multă suferință ca și voi și care vă poate fi alături. Așa simt. Cu astfel de cupe, hai să zicem măcar o prietenie. Restul veți trăi și veți vedea. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Ia să ne uităm la capătul setului de cărți. Interesant, da? Release your blocks. Blocks fiind, blocajele fiind acel 8 de spade despre care am vorbit chiar de la început și mă așteaptă să îl iau de jos, nu știu în cât timp o să-l iau. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine și la mulți ani pentru anul care vine. Uite, încă o inimioară. Pa, pa!